Titan sau zirconiu? Iată o întrebare care îi preocupă deopotrivă pe pacienți și pe specialiștii în implantologie. Luând în considerare partea estetică, cei mai mulți spun un da hotărât zirconiului. Când vine vorba despre siguranță și durabilitate, problema se schimbă, titanul câștigând detașat. Dacă pentru restaurările protetice e o soluție de elită, să spunem, în realizarea lor, de ce oferă o estetică perfectă și, pe de altă parte, greutate redusă și multe alte calități legate de biocompatibilitate, în cazul implantelor, evident că biocompatibilitatea ne interesează în mod special și să nu neglijăm sau să nu ignorăm chiar biocompatibilitatea titanului. Există pentru zirconiu anumite rezerve, ne referim la posibilitatea fracturii sale și evident prin faptul că este ușor casant. Implantul este considerat a fi un miracol în stomatologie, pacienților edentați total sau parțial oferindu-li se din nou șansa unei vieți normale, fără limite în ceea ce privește alimentația. Atenție însă, deși din ce în ce mai mulți pacienți pun un preț tot mai mare pe estetic și ar face orice să aibă o dantură frumoasă, nu oricine poate fi candidat la implant. Pentru pacienții cu probleme grave de sănătate, există contraindicații precise, care nu pot fi trecute cu vederea. Un infarct recent care e supus unei traume. Este clar că nu poate să abordeze această soluție sau un diabet care are valori 3 peste 3 sau chiar 2 ale glicemiei și care să dorească un implant, este cert că la momentul respectiv este o contraindicație. Sigur că terenul osteoporotic, iarăși, este o discuție largă pentru că și aici, când constatăm acest lucru pe scară largă la acel pacient, mă refer la întregul sistem osos, trebuie să gândim și să putem soluționa o altă formă de tratament. În plus, înainte de aplicarea implantului, trebuie luate în calcul și anumite probleme locale din cavitatea orală. Nu orice situație, chiar locală, spuneam, poate beneficia de implant. Mă refer la un câmp protetic rezorbit, creste dentate rezorbite. La o primă vedere reprezintă o indicație, o contraindicație certă, dar mai departe de aceasta există condiții și posibilități de remediere a situației, de reconstrucție a câmpului respectiv. În cazul acestor probleme, medicul nu trebuie să aibă competențe numai în implantologie, ci și în chirurgie oromaxilofacială și în plus să dispună de tehnica necesară pentru aplicarea implantelor. Nu oriunde, oricând și oricum le aplicăm. Doar cu un simplu afiș pe care un medic îl aplică pe cabinetul său, nu înseamnă că pe sau în acel cabinet pot să realizez acest lucru sau în condițiile în care te supui unor riscuri sau poți avea aceste complicații sau ideea de o reconstrucție, așa cum spuneam, dotarea trebuie să fie perfectă. Specialistul atrage atenția că de modul în care este aplicat depinde durata de viață a implantului și confortul pacientului, pe de o parte. Pe de altă parte, pacientul joacă un rol extrem de important în păstrarea implantului prin grija pe care o acordă. O igienă orală precară poate determina probleme grave ce duc până la pierderea implantelor, indiferent că vorbim despre titan sau zirconiu.